Pentru a putea aduce schimbare, e important să fim cu toții la aceeași masă. Scopul acestei coaliții este de a forma un grup de specialiști implicați, dedicați sustenabilității, pentru a oferi o bază de consultare pentru guvern și alte instituții publice. Invit întregul mediu de business să facă un pas înainte și să materializeze aplicarea spre responsabilitate, spre responsabilitate socială mai degrabă și în acest mod să adere la coaliția pe care tocmai încercăm să o descriem în acest moment. Este nevoie ca oamenii din business să-și ofere expertiza pentru a pune în mișcare decizii sustenabile pentru țara noastră. Mediul de business, o repet, mediul de business, și am spus-o de foarte multe ori, este un jucător cheie în întregul peisaj economic, de mediu sau social, principalii piloni de sustenabilitate din această țară și de aceea este nevoie mai mult ca oricând să se implice activ în susținerea și dezvoltarea României. Invit companiile responsabile să se alăture Kaufland România în cadrul coaliției România Sustenabilă pentru că este nevoie să formăm un grup de sprijin pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Ne implicăm împreună astfel în dezbateri vis-a-vis de problemele actuale și de ce nu am putea să identificăm împreună în mod activ soluții implementabile pentru un viitor sustenabil. Mediul de business are deja niște lecții învățate pe tema sustenabilității, de aceea locul companiilor la masa dezbaterilor este vital. Coaliția România Sustenabilă este importantă pentru Kaufland România, pentru că vom fi parte din orice inițiativă ce promovează dezvoltarea sustenabilă a României. Ca parte a filozofiei noastre, pe care o avem puternic integrată în modul de a face business și pe care încercăm să o cultivăm, de ce nu, mai departe, ca model de urmat. Sustenabilitatea poate îmbunătăți mecanismele economice, de mediu și ale comunității. Înseamnă, din punctul meu de vedere, progres pe termen scurt, dacă vrei. Sustenabilitatea poate duce la îmbunătățirea calității vieții, la mai multă siguranță, poate determina economisirea bugetelor companiilor. De ce nu? Este vorba până la urmă de un echilibru, de a lua decizii conștiente, de a folosi într-un mod smart resursele naturale. Multe inovații tehnologice de sustenabilitate duc la mai puțin bani cheltuiți pe diminuarea unor efecte. Avem numeroase exemple în business-ul Kaufland despre care putem vorbi pe larg, pe un termen foarte lung. Însă, sustenabilitatea e nevoie să fie aplicată încă din fazele de construcție a unui proiect. Pentru că deciziile sustenabile diminuează riscurile ce pot duce la dezvoltarea defectuoasă, cu impact negativ, în comunitate sau în mediu, așa cum bine știm. De aceea, cu atât mai mult e nevoie să existe un grup de consultanți care să ia parte la dezbateri, încă din fază incipientă, și să-și pună expertiza în slujba dezvoltării sustenabile a întregului mediu de business a României. Thank you.